ne vedem acolo. Alo, da, da, sigur, ne vedem acolo. Excelentă idee de emisiune, o facem marța asta de la ora 7. Noi suntem echipa POF21 și în fiecare marți seara de la ora 7 ne vedem pe ASTV, de unde vă vom transmite punctele de vedere ale tinerilor pistrițeni. Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la cea de-a doua ediție a emisiunii noastre Points of View 21, adică punctele de vedere ale tinerilor secolului 21. Sunt Gavrilă Urs și în seara aceasta voi modera o ediție din nou controversată cu o temă care iarăși dezbină societatea românească în această perioadă și probabil care va dezbina încă o bună vreme societatea românească în două tabere. Dar alături de noi în studio avem de data aceasta patru invitate, patru tinere care au diferite puncte de vedere despre ceea ce vom discuta noi în continuare. O avem pe Lidia, pe Alexandra, pe Marina și pe Raluca, cu care vom vorbi în seara aceasta despre drepturile și libertățile homosexualilor în România, atât drepturi civile, cât și drepturi de imagine, de exprimare liberă și așa mai departe, pentru că, după cum bine știți, suntem în pragul probabil a unui referendum național pe această temă, în care vom întreba cetățenii români, sau noi cu toții vom fi întrebați, dacă vrem să modificăm un articol din Constituție care scrie că căsătoriile dintre două persoane să fie neapărat între bărbat și femeie. La ora actuală nu există precizarea aceasta, ci se spune că căsătoriile sunt formate din unirea a doi soți. E ceva de genul acesta formularea și care pentru unele persoane pare ambiguă. Să vedem în continuare de ce ar fi problematic ca doi bărbați sau două femei să poată să meargă în fața primarului și să semneze un act civil prin care au aceleași drepturi în fața legii, precum orice bărbat și femeie care se pot căsători liber astăzi în România. Ce părere ai, Lidia? Consider că nu ar fi un lucru tocmai potrivit aprobarea acestor drepturi civile, aprobarea dreptului de căsătorie dintre homosexuali, deoarece nu am nimic cu doi oameni care au niște reacții mai diferite decât noi ceilalți, dar atât timp cât nu se manifestă în public, cât nu mă deranjează pe mine, cât nu îmi lezează mie libertatea. În momentul în care ei vor avea drepturi constituționale, o să poată să mă tragă pe mine la răspundere dacă nu sunt de acord să le prestez anumite servicii, o să trebuiască să-mi încalc eu pe principii, să-mi încalc principiile mele din cauza lor. Despre ce fel de servicii vorbești? În momentul în care eu o să am, sau e posibil să am o societate comercială, să prestez anumite servicii, sau consider că nu este normal să legalizăm căsătoria dintre aceste, dintre acest fel de persoane, pentru că în momentul în care ar exista o lege care le apără lor drepturile, noi, ceilalți, suntem constrânși să ne încălcăm principiile, în sensul că firmele care prestează servicii de nunți, care fac invitații, nu pot să refuze să le facă invitații, să le presteze servicii persoanelor homosexuale, pentru că se va considera discriminare, ceea ce nu mi se pare normal. Eu, dacă vreau să nu prestez serviciile respective pentru acele persoane, ar trebui să am libertatea să nu fac. Și nu ți se pare că este discriminare? Din moment ce ei ar avea drepturile, ar fi discriminare? Sunt o minoritate. În momentul de față, nu are nimeni treabă cu ei. Ei au treabă, ei își cer drepturile. Ei... Și nu ți se pare normal ca om să cer să ai drepturi? Dar nu sunt niște drepturi normale. Adică nu mi se pare deloc. Și ce de înțelegi ce? Că e normal? Exact. Înțeleg ceea ce Dumnezeu a creat, un bărbat și o femeie. Și totodată scopul căsătoriei este perpetuarea speciei. Căsătoria dintre doi bărbați sau două femei nu procesează acest lucru. Bun, ei vor adopta un copil, dar fiecare copil are dreptul natural la o mamă și la un tată. Nu trebuie să-i se ia acest drept.
Păi nu îi se ia acest drept, dar el a fost abandonat de părinți de la început, nu? De este la o casă de copii, la un centru de adopție. Nu neapărat a fost abandonat. Poate că părinții acestuia au avut anumite probleme, poate au decedat și a ajuns din lipsă de rude de sânge, a ajuns la un orfelinat. Nu este neapărat vina 100% a părinților. Bun, dar s-a întâmplat ceva și l-a făcut să ajungă la un centru de adopție și consider că ar fi mai bine să rămână acolo decât să fie luat acasă? Există foarte multe cupluri normale de oameni, de bărbați și femei, care vor copii, nu pot procrea și există oameni care să adopte. Există, dar nu sunt foarte mulți, pentru că altfel n-ar fi atâția copii la centrele de adopție. Și uitându-te la rata homosexualității, cam cât crezi tu că ar crește rata de adopție? În urma? Și puțin contează. Păi, și un singur copil care este luat acasă, mi se pare că contează, este o viață totuși. Da, dar gândește-te la consecințele care le va avea acest fapt asupra copilului. Pentru că un copil care va crește într-o familie gay va considera că exemplul părinților trebuie urmat și va ajunge, bine, este o mică posibilitate, dar totuși există, este posibilitatea să devine și el gay. Și care ce este greșit în chestia asta? Nu cred că dacă crești într-o familie gay, nu poți să ai tu propria personalitate. Și ba să da, fii e mai greu. Și atunci, de ce copiii care provin din familii de heterosexuale ajung să fie homosexuali? Nu e o chestie care ține de părinți. Nu, e o modă care o să treacă. E acum o modă a tinereții. Dar am citit ceva de genul că, nu știu, 1% din populația britanică se consideră homosexual la o anumită vârstă, în tinerețe, în timp ce la maturitate, la vârsta de 40-45 de ani, nu mai au aceeași părere despre ei. Ceea ce... Da, aici îți dau dreptate. Se poate să fie tineri care pur și simplu trec printr-o fază. Dar, de asemenea, sunt și cei care ajung la maturitate și tot sunt atrași de același sex. Dar nu te naști cu asta. Așa te educi. În momentul în care o să fie legalizat, o să fie și mai mult influențat, o să fie și mai mult acceptat, aprobată. Și societatea tinde să aibă modele. În momentul în care tu vezi pe la televizor oameni de același sex care se căsătoresc, ca tânăr, îți pui anumite probleme, semne de întrebare și te gândești că e o posibilitate. Eu trag o concluzie din ce spuneți până acum. O parte spuneți că homosexualitatea este ceva înnăscut, da? Genetic, fie genetic, fie pur și simplu ceva ce dobândești odată cu nașterea. Și o parte spuneți că homosexualitatea poate fi influențată, sau orientarea sexuală poate fi influențată de cultură, de obiceiurile din jur, de ceea ce vezi în jur. Poți fi învățat cu timpul să iubești o femeie sau un bărbat? Am căutat mai multe studii, cercetători. În general, studiile recente spun că nu există o genă a homosexualității, ci că asta se educă. Nu te naști cu dorința asta. Nu știu să zic dacă te naști neapărat fiind homosexual, dar ce pot să spun 100% și... Asta fiind pe parte psihologică, vorbind cu psihologii, citind cărți de psihologie, orientarea sexuală este determinată de atracția sexuală, care e o chestie dată. E o chestie dată, pur și simplu, la fiecare persoană. La fel cum tu poți fi atrasă de un băiat, la fel și un alt bărbat poate fi atras tot de un bărbat. E o chestie care ține de atracție. Nu neapărat, uite, mamei mele îi plăceau băieții creți și la un moment dat, influențată de ea, tot îmi spunea, vai ce frumos e tipul, vai ce bine arată, e creț, are părul creț. Măi, mie nu-mi place părul creț, începusem să-mi placă băieții creți, o perioadă de un an și ceva, pentru că eram influențată de mama mea. Și în momentul în care un copil ar crește într-o familie cu astfel de orientare, mă gândesc că o să aibă foarte mare influență asupra lui. Bun, și tocmai de aia zic, atunci de ce majoritatea homosexualilor provin din familii heterosexuale, dacă spui că ține de părinți? Pentru că e o modă. Vezi că tot mai multă lume acum a început să apară pe la televizor că hai să legalizăm, hai să le dăm drepturi și copiii zic, măi, ce interesant, dacă o să fie mai mulți, probabil o să... Și plus că copiii au tendința să urmeze exemple. Dacă ei văd peste tot asemenea exemple, vor tinde să-l urmeze. Ok, dar atunci cum facem cu
problema că în regnul animal sunt zeci de mamifere în care, în cadrul a căror specii întâlnim homosexualitate. Nu cred că două manguste își educă urmașii, da, copilașii să devină homosexuali. De unde să învețe puii lor să devină homosexuali? Mai mult decât atât, nu cred că este o modă. Putem regăsi chestia asta încă din antichitate, în Grecia, această chestie a homosexualității. Bun, dar ce spui tu, faci o comparație între om și animal. Și e o diferență între a fi om, ai rațiune și ai posibilitatea de a-ți gestiona, de a-ți gestiona sentimente și tot ce ai. Nu mi se pare normal să te cataloghezi pe același nivel cu animalele. Nu, facem o comparație și da, poți să gestionezi sentimentele și nu mi se pare ceva rău să... Da, instinctul animalic, adică tu dai frâu liber instinctului tău de a... Atunci hai să legalizăm și crima, că până la urmă sunt oameni care se satisfac omorând. La unii oameni au plăcerea de a face crime, efectiv ei se simt împliniți făcând asta. Vorbim de conceptul că drepturile mele încetează în momentul în care îți lezezi libertățile tale. Adică crima e un atentat la o libertate de-a mea, de a fi în viață, în societate. Pe când a fi homosexual te lezează cu ce? Până la urmă ce libertate îți încalcă ție? Eu am niște principii și în momentul în care ei au o lege care le apără drepturile, eu nu mai pot să aleg dacă le prestez niște servicii sau nu. Autoritățile o să fie obligate să oficieze căsătorii între persoane de același sex, eu o să fiu obligată să prestez servicii pentru ei, chiar dacă eu nu vreau. Înțeleg, dar hai să le luăm pe rând. Aici sunt două întrebări interesante. Cu ce te afectează pe tine că undeva într-o stare civilă din România, dintr-un sat uitat de lume, în fața primarului apar doi bărbați, să zic așa, sau două femei, împreună cu doi martori, probabil nașii lor, și toți patru semnează un act civil în fața unui primar, prin care au dreptul să-și urmeze viața împreună. Nu e vorba de acel act, că nu am treabă cu actul respectiv. Și cu ce... Revine de aici și întrebarea, că cu ce ajută pe ei actul respectiv? Că oricum, nimeni nu are treabă în momentul de față că ei au relația atât timp cât nu și-o fac publică. Cu ce îi ajută pe ei actul respectiv? Dar nu e vorba cu ce îi ajută, că același lucru putem vorbi și despre un cuplu heterosexual, nu? Cu ce ajută un bărbat și o femeie că semnează în fața unui primar? E alegerea lor. Păi ei pot avea copii și trebuie copiii să aparțină unei familii, trebuie de un livret de familie. În cazul familiilor care se dovedesc, sau cuplurilor care se dovedesc sterile, nu? Pe raționamentul ăsta ar trebui să le interzicem să se căsătorească. Păi în momentul căsătoriei nu se verifică sterilitatea sau nesterilitatea, deci nu se verifică și n-ai de unde să o știi. Am vrut să zic o chestie referitor la ce a spus Gabi mai devreme legat de animale, că homosexualitatea este și la animale și ce ai spus tu, că ți se pare că n-a fost ok comparația din simplu faptul că noi ca oameni avem rațiune. Eu, concluzia pe care am tras-o din ce a zis Gabi a fost că e o chestie instinctivă, nu o chestie ce ține de rațiune, automat nu e ceva venit din psihic, nu e o boală psihică și automat nu poate fi influențată de alte chestii din jur. Exact, și aceste instincte tu ți le poți suprima ca om rațional, care ai pretenția că ești echilibrat. Ți le poți, dar nu înseamnă că poți dintr-o dată să nu mai fii atras de același sex. Cum a zis, o chestie instinctivă. Păi instinctiv, dacă eu simt să merg dezbrăcată pe stradă, uite că nu pot că o să iau amendă. Așa și tu, instinctiv, dacă ai sau persoanele alea care au instinctele respective, e ok, poți să-i manifeste acasă, n-are nimeni nicio problemă, având în vedere că relația sexuală sau, nu știu, relațiile sexuale ar trebui să fie să nu fie mediatizate. Ori în momentul în care ieși în public și tu spui cu cine vrei tu să întreții relații sexuale și nu mi se pare deloc. Bun, dar ți se pare că dacă s-ar legaliza căsătoria între homosexuali, fiecare homosexual o să iasă pe stradă și o să spună: a, știi, cu tipul ăsta de lângă mine vreau să mă căsătoresc, ne căsătorim mâine, vrem să întreținem relații sexuale. Chestia asta se aplică și exact, dacă oamenii heterosexuali ar face asta, ți-ar părea normal sau cum?
Oricum, aberant, adică nu înțeleg de ce au nevoie de drepturile respective. Ca să se poată căsători. Pentru că vor să-și urmeze viața familia, împreună. Familia, dacă o luăm așa, familia a fost instituită în Eden, în cer, de Dumnezeu. Nu a fost instituită de nicio primărie, nicio unitate guvernamentală, a fost instituită în cer de Dumnezeu. În momentul în care aceste cupluri de homosexuali, efectiv, practică un păcat, că vedem, putem observa și în Biblie că este păcat homosexualitatea și Dumnezeu a pedepsit-o în trecut, nu ai cum să-ți ceri dreptul de a instituționa o familie. Pe ce bază? Asta din perspectiva religioasă. Din ce perspectivă? Putem să dăm și pe perspectiva religioasă, dacă vrei. Da. Suntem țară creștină și cred că putem. Da, de acord, perfect de acord. Aici eu nu sunt de acord. Nu suntem țară creștină. Constituția noastră este una a unei țări laice. Okay, suntem majoritar creștini, da. Asta e altceva. Dar orice creștin are aceleași drepturi cu orice ateu sau orice musulman sau orice budist la noi în țară. Da, mi se pare normal. Garantează normal. Constituția lucrurilor. Religia și principiile, da, e ok să ai drepturi în funcție de... În funcție de religie, normal. Dar, nu, ce vreau să spun este că referitor la Biblie și despre homosexualitatea în Biblie, nu scrie nicăieri în Biblie că ar fi mai rea decât alte păcate, cum ar fi, de exemplu, minciuna sau cum ar fi curvia sau beția sau multe alte chestii. Nu este așa de mediatizat în sensul rău. Și nu zice nicăieri că Dumnezeu ar pedepsi o mai astfel decât ar pedepsi minciuna sau multe alte păcate. Studiind Biblia, am observat că niciodată Dumnezeu nu a pedepsit pentru minciună o cetate, eliminând-o de pe fața pământului. Putem observa Sodoma și Gomorra au fost eliminate, au fost arse, efectiv, pentru păcatul homosexualității. Deci pentru minciună nu s-a recurs la astfel de pedepse. Ok, și ce legătură are asta totuși cu societatea? Păi suntem o țară majoritară creștină, suntem majoritatea creștini și în momentul în care tu îmi lezezi mie principiile, tu îți ceri drepturile, dar tu îți ceri drepturile să-mi încalc eu principiile. Dacă îți dau ție drepturile, îmi încalc mie principiile și nu pot. Da, da, automat te gândești cu chestia asta, ei la om, îi încalci la om dreptul la libertate, e efectiv dreptul, e libertate. Dar nu, e, are aceleași drepturi pe care le are orice cetățean. Bun, are dreptul la sănătate, are dreptul la viață, la educație, la orice, atâta, doar că nu are dreptul să adopte copii și să-i educe cum vrea el și se păstrează. Păi, atunci tu de ce să ai dreptul să adopți un copil și să-l educi cum vrei tu dacă un homosexual n-are? Da, gândește-te în primul rând la scopul căsătoriei, care este el și după, că în primul rând căsătoria este un act de iubire în fața lui Dumnezeu și tu prin acel act îți dorești și îi promiți celui care te căsătorești că o să aveți o familie care nu o să încurce societatea nici într-un fel, care o să respecte principiile, moralurile și tot ce trebuie. Și homosexualitatea, pentru că nu este acceptată în majoritatea țărilor, mai ales europene, încalcă oarecum moralurile societății. Da, fiecare se căsătorește dintr-un scop, nu e neapărat să faci copii dacă te căsătorești, nu? Atunci, de ce te căsătorești? Care din iubire, care ar trebui să fie acceptată pretutindeni. Dacă stăm să analizăm ce înseamnă iubirea, nu, iubirea nu se referă doar la relații intime. Se referă la alt fel de împliniri. Ori între persoanele homosexuale e vorba doar de o atracție animalică, aș putea numi, dorința de relații intime, atât. Aia e tot ce vor ei. Nu înțeleg. De ce? Spui că ei nu pot iubi. Sau ce? Da, iubirea înseamnă altceva, stabilitate emoțională, să ai încredere în omul respectiv. Ori nu, și ei nu poți să aibă, sau cum? Cum poți să aibă? Păi tu nu poți să ai încredere de încredere într-o persoană de același sex, sau cum? Nu, în acel sens simplu, de a mă căsători cu ea. Dacă iubești o persoană, o iubești. Și nu poate să-ți impună nimeni. Eu cred că tu faci confuzie între iubire și atracție. Nu fac, crede-mă. Asta zic, tu dacă iubești o persoană, pur și simplu iubești și n-ai ce să faci cu chestia asta. Nu poate să-ți impună nimeni. Eu nu pot să vin la tine și să-ți dictez exact pe cine să iubești. Sau atunci, cum să iubești. Sau din ce perspectivă. Și atunci ce se întâmplă cu persoanele care ele iubesc o persoană și persoana respectivă nu le iubește înapoi? Nu e reciprocă. Atunci ce se întâmplă? E ok.
că se reprofilează și pot să-și găsească pe cineva să iubească la fel de mult. Cum? Da. Lidia, dacă asculți o formulare de genul iubesc această persoană pentru că e dulce, atentă, carismatică, are grijă de mine, mă înțelege, mă potrivesc întru totul cu ea. Contează că e bărbat sau femeie? Din punctul meu de vedere, da. Nu suntem creați fiziologic pentru asta. Nu mă refer la fiziologie aici, pentru că fiziologia va avea legătură cu sexul, da. Mai mult sau mai puțin compatibil. Mă refer la acea iubire de care povesteați voi acum. Atașament, încredere, sprijin reciproc și așa mai departe. Contează că o oferi unui bărbat sau o femeie? Nu poți să oferi aceeași iubire din tine fie unui bărbat, fie unei femei? Păi nu poți să oferi aceeași iubire tatălui pe care îi oferi mamei. E o diferență. Mama mă învață unele lucruri, tata altele lucruri. Bun, și la face iubesc... surori? Iubesc frații, dar e altfel de legătură. Nu poți să te raportezi la o persoană de același sex ca la... Nu știu... Nu, chiar nu poți să înțeleg. Dacă ai, bănuiesc că ai o soră, nu? Sau doar frați? Am de toți. Păi dacă ai o soră pe ea, nu poți să iubești cum îți iubești fratele? E o diferență. Îmi iubesc sora probabil mai mult sau nu mai puțin decât fratele, dar nu iubești la fel. Doi oameni la fel. Este pentru că acei oameni sunt diferiți, deci nu poți să spui că iubești la fel. Pentru că niciun om nu este asemănător. Deci nu poți să spui că iubești la fel pentru că... Păi, nu poți să iubești două persoane exact la fel, în aceeași măsură să faci totul pentru acele două persoane în același fel. Dar mi se pare că sexul persoanei chiar nu contează. Atunci ce contează? Eu cred că dacă tu nu poți iubi o persoană de același sex, asta nu înseamnă că ceilalți nu pot. E o chestie de perspectivă. Și așa cum alții îți acceptă ție perspectivele, faptul că ești hetero, spre exemplu, cred că și tu ar trebui să accepți celorlalți. Dar suntem o majoritate care suntem hetero și există o minoritate care în general se supune majorității și nu văd de ce atâta scandal în ultima perioadă pentru drepturile astea care chiar nu le înțeleg. Pentru că avem un punct comun, suntem toți oameni. Și toți avem drepturi. Nu, sau cel puțin ar trebui să le avem. În momentul în care te numești om, trebuie să îndeplinești niște principii și să te comporți. Eu cred că aici intrați într-o zonă delicată pe care chiar v-aș ruga să o dezbateți mai departe, pentru că e interesantă. E vorba de dictatura majorității. Adică dacă într-o societate 80% cred într-un fel, înseamnă că și ceilalți 20% trebuie obligați să creadă la fel, pentru că asta e specific statelor fundamentaliste, care adoptă, sigur, un set de reguli sau de idei dintr-o religie, da, care le impune tuturor să creadă la fel. Însă Europa în sine și o mare parte din lumea civilizată și liberă spune că eu n-am nicio problemă cu ceea ce crezi tu, atât cât nu-mi lezezi dreptul meu. Da, aici se lezează dreptul meu. Eu nu mai am dreptul, nu mai am libertatea de a alege dacă vreau să prestez serviciile oamenilor respectiv sau nu. Apoi, atunci o să fiu trasă la răspundere pentru discriminare. Ori nu pot să încalc mie principiile pentru ei. Am înțeles. Deci aici e problema firmelor de nunți, care trebuie sau nu să presteze servicii. Păi bun, dar îți alegi clientela sau le impui un preț preferențial. Uite, scrii că pentru homosexuali e dublu prețul și atunci ți depărtezi. Dar nu, e tot discriminare. Da, bun. Dar e o discriminare pe niște criterii obiective. Adică, așa cum unele firme, nu știu, de mașini sau de imobile sau eu știu de orice altceva care au prețuri mari pot să discrimineze și numai prin prețul pe care îl aplică, nu poate să vândă aceeași mașină oricui, de exemplu. La fel și o firmă de nunți poate să-și seteze niște prețuri în concordanță cu ceea ce vrea să ofere. Noi, nu-i vorba doar despre firmele de nunți. Funcționarii publici, dacă nu îi tratează la fel ca pe ceilalți cetățeni, vor fi iar trași la răspundere. Primăriile vor fi obligate să oficieze căsătorii. Dacă acest drept se alocă persoanelor respective, primăriile vor fi obligate să oficieze. Ori dacă un primar e creștin sau nu. Dar are niște principii clare referitoare la căsătorie și nu vrea, efectiv nu vrea, poate fi dat din funcție, poate fi sancționat pentru asta. Atunci cred că n-ar fi trebuit să fie primar, dacă nu poate fi deschis. Păi, deschis la ce? La drepturile și obligațiile pe care le acceptă și când intră în funcție de primar. Drepturile și obligațiile sunt altele, nu de a accepta niște oameni care au probleme.
Păi nu, numai puțin. Primarul în slujba statului, da? Și respectă legile statului și drepturile și îndatoririle cetățenilor. Dar atunci se stimulează viața dublă. Eu la serviciu, sunt de acord cu ei, trebuie să le prestez servicii și acasă am reținut. Și nu faci niciodată chestia asta în viața de zi cu zi. Nu știu, mai să zic că nu-ți place o etnie sau... Așa, le spun. Sau o culoare, eu sau le... Și la cum să nu le putea spune? Păi le spun, dar ei nu acceptă. Nu o să schimbe comportamentul. Da, noi, hai să nu vorbim despre asta, pentru că cu etnia te naști, dacă ești de etnie sau naționalitate, cu asta te naști. Orică orientarea sexuală, ți-o alegi și nu există o genă a sexualității. Nu există. Studiile arată că nu există. Dar nu e o genă. Nu există o genă a sexualității. E o chestie dată, pur și simplu, pentru că e determinată de atracția sexuală. Nu știu, încearcă să o iei din punct de vedere psihologic, pentru că din punct de vedere psihologic asta îi. Dar studiile științifice arată că nu există o genă a sexualității. Dar nu trebuie să... Păi, atunci, da, dacă nu există o genă, înseamnă că nu este un comportament născut. Este alegerea lui. Dacă nu există nicio genă. Acum, sigur că proiectul genomului uman nu este finalizat și din multitudinea de gene nu cred că au fost identificate fiecare în parte și se știe rolul fiecarei gene din genomul uman, ca să spunem că, bun, le-am epuizat pe toate. S-ar putea să fie un cumul de factori genetici care determină atracția sexuală spre un anumit tip. Da? Un cumul de stimuli, ai spus, nu? Un cumul de gene, de factori, de factori genetici. Am citit foarte multe studii și chiar m-am documentat pentru că eram curioasă, voiam să înțeleg, pentru că, na, dar nu ai cum să înțelegi un comportament de genul care se educă. Deci comportamentul de homosexualitate se educă și poți foarte bine să îl schimbi. Înseamnă că cei homosexuali au fost educați să fie homosexuali. Asta să înțeleg. S-au educat ei. Singur, sau au suferit traume în copilărie și din cauza asta pot să își schimbe orientarea. Bun, să zice că asta e o cauză. Fi... Dar nu trebuie să mergi pe principiul general, că toți homosexuali au o problemă. Păi nu, câțiva au suferit unele traume, alții s-au educat, alții au intrat în sfera asta modei, că e o modă să fii homosexual, că observ că doar majoritatea sunt tineri cei care îi aprobă. Sunt tineri cei care luptă pentru drepturi, dar nu te gândi că nu sunt oameni ajunși la maturitate sau poate chiar și trecuți de vârsta a doua care sunt homosexuali. Măi, da, sunt și homosexuali care au trecut peste o anumită vârstă, dar mai nou, doar tinerii, deoarece tinerii din zilele noastre doresc atenție. Cum obțin atenția? Păi spunând că sunt homosexuali. Asta atrage atenția în zilele noastre. Deci, nu prea văd sensul. Păi nu, din dorința de a se afirma, din dorința de a părea public, și publică ce au, o orientare sexuală eronată, care probabil nu au, dar și o însușesc, pentru a fi mediatizați. Bun, și atunci de cei care sunt trecuți de vârsta, de o anumită vârstă și sunt homosexuali, ce spuneți? Că și ei vor să fie la modă sau cum? Dă-mi un exemplu, că nu am întâlnit. Păi nu știu cum să-ți dau un exemplu din oamenii pe care îi cunosc eu și pe care tu nu-i cunoști sau... Chiar cunoaște persoane? Chiar cunosc persoane și de 30 de ani și de 40 de ani, la fel cum cunosc și de 17 care sunt homosexuali. Nu, vine să cred, pentru că na. Probabil pentru că trăiesc la țară și acolo oamenii sunt mai normali. Și... Cunoști și de la țară. Emisiunea trecută ne spuneai că ești foarte bună prietenă cu un arab, nu? Care erau șansele? Eu nu cunosc niciun arab personal. Dar probabil că cunosc persoane homosexuale și... Măi, hai că povestim despre misiunea de data asta, nu despre ce am povestit în data trecută. Șansele nu înseamnă că dacă nu cunoști pe cineva, nu sunt. Da, n-am spus. Am spus că e posibil, dar nu eu. La mine în sat cunosc toți oamenii, că na, se cunosc, 300 de case, se știe. Și... Bun, aici eu vreau să vă întreb un lucru. Avem pe de o parte statele occidentale, în general din vestul Europei, foarte libertariene din punctul ăsta de vedere, în care homosexualii trăiesc afișat, fără nicio problemă, o viață întreagă împreună, își întemeiază împreună niște valori, niște familii, niște, niște simțământuri împreună, da, consolidate, și n-are nimeni nicio problemă cu ei, ei nu au o problemă cu cei care sunt mai tradiționali sau conservatori și toată lumea e fericită. De cealaltă parte mergem înspre Est,
unde avem țările fundamentaliste, în general, din Orientul apropiat și mijlociu, în care homosexualitatea e pedepsită ori cu moarte prin pietre sau, eu știu, prin altceva. Asta e cea mai gravă situație posibil. Oare noi înspre ce direcție vrem să ne îndreptăm? Care ar trebui să fie atitudinea noastră? Pentru că, sigur, la un moment dat trebuie să alegem. Măi, eu nu vreau să-i ucidem cu pietre pentru că sunt oameni, suflete vii și ne pedepsește Dumnezeu pentru ei, dar am putea să-i ajutăm. Sub nicio formă să nu le dăm dreptul de a ne dicta, pentru că fiind o minoritate ne dictează să le dăm dreptul respectiv, pe urmă o să ne mai dicteze și alte lucruri și pe urmă o să să legalizăm și căsătoria între om și animal și alte lucruri. Da, dar aia nu e... Nu o să ne dicteze, pur și simplu să aibă drepturi egale, ca și noi. Nu poți să zici, să numești ceva egal, să păi numești două egal. Lucruri egale care nu sunt. Un bărbat și o femeie nu e echivalent cu un bărbat și un bărbat. Nu, dar drepturile pot fi egale pentru că suntem egali ca oameni. Și pe lângă asta, n-are nicio legătură cu ce ai spus tu mai devreme, că o să urmezi să se legalizeze și căsătoria între om și animal. Adică mi se pare că acum tu compari rasa umană cu rasa animală. Am citit ceva seară, chiar m-am documentat și spunea că în unele state în care homosexualitatea e legalizată, sunt petiții pentru legalizarea căsătoriei de acest gen. Păi și nu poate să fie doar o pură coincidență, adică ce legătură are. Eu sunt convins că 99% dintre cuplurile homosexuale n-au nicio treabă cu căsătorile între om și animal, dacă îi să o luăm așa. Adică că se trezește unul dintr-un milion să facă o petiție în sensul ăsta că lui îi plac animalele, ok. O putem și asta caracteriza drept o dizabilitate, o anomalie psihică, dar până la urmă nu putem să o legăm în mod strict, direct, cu ceea ce cer homosexuali acum. Și atunci, dacă numești atracția pentru un animal anomalie psihică, atracția pentru persoana de același sex, de ce nu poți numi? De ce o numești normalitate? Pentru că... De ce poți numi? De ce ar fi o anomalie? Pentru că omul a fost creat să iubească o persoană de sex opus. Și am explicat cum s-a creat familia. Da, dacă eu sunt ateu, de exemplu, da, un exemplu, argumentele acestea că omul a fost creat pentru, nu țin. Ok, atunci o să-ți explic că există bolile astea cu transmitere sexuală care sunt agravate și accentuate în cazul persoanelor homosexuale și că acești homosexuali au asigurări de sănătate și pentru că ei au nevoie de mai multă îngrijire, automat din banii statului exclusiv banii noștri care îi plătim pentru asigurări sunt folosiți o foarte mare parte pentru îngrijirea lor medicală, ceea ce nu mi se pare iar normal. Pe aceeași logică ai dori asigurări medicale mult mai scumpe, de exemplu, pentru cei care fumează, pentru că vor fi mai predispuși la cancer pulmonar și vei avea de le plătit asigurarea? E tot alegerea lor și nici cu fumatul nu sunt de acord, probabil sunt mai extremistă, dar nu. Nu pot să-i pun pe același nivel, pentru că riscurile de cancer pulmonar sunt mult mai scăzute decât riscurile de boli cu transmitere sexuală. Având în vedere că dacă fumezi o țigară, nu faci cancer pulmonar, dar dacă ai un contact sexual cu o persoană bolnavă, automat și poți lua virusul respectiv și... Și dacă cei doi nu sunt bolnavi niciunul? Cei doi sau cele două? Păi sunt bolile anale, care, hai să fim serioși, cu gura vorbim, cu mâna mâncăm, cu organele de reproducere trebuie să întreținem relații sexuale, nu cu organele care au alt scop. Adică cu organele defecației noi întreținem relații sexuale, ceea ce mi se pare foarte jignitor, josnic și inaccesibil. Da, pe același raționament, noi ne sărutăm cu gura. Gura care e făcută la toate viețuitoarele pentru mâncare, nu pentru dragoste sau senzualitate. Nu. Pe lângă asta există protecție. În primul rând și în al doilea rând, gândește-te câte boli cu transmitere sexuală iau oamenii heterosexuali. Ce legătură are că sunt homosexual sau nu? Până la urmă, dacă ai o boală, o ai, nu contează cu cine treci relații sexuale. Dar bolile anale nu apar în cazul persoanelor hetero. Apar dacă o fac și ei pe calea asta. Nu știu cum să zic.
Bine, nu vreau să intru în detalii pentru că nu-mi face bine la sănătate și mă simt prost vorbind despre aspectul respectiv, dar oricum bolile astea chiar sunt o problemă pentru că la ei sunt mai frecvent. Am verificat studii și am constatat că bolile astea cu transmitere sexuală la ei apar mai frecvent. Ok, vreau să revin la un subiect pe care voi l-ați tratat sau l-ați început în primele minute ale emisiunii, după care sigur l-am abandonat, dar care e important. Cum îi e mai bine unui copil abandonat într-un centru al statului până la 18 ani sau într-o familie imperfectă din punctul vostru de vedere? Unde primește mai multă dragoste, unde are șanse mai mari la viață și șanse de o dezvoltare corectă în viață din toate punctele de vedere, educație, economică, socială, afectivă și așa mai departe? Normal că într-o familie, indiferent dacă e de heterosexual sau de homosexual, până la urmă e o familie care e făcută din iubire, din iubire, din grijă, din suport financiar, grijă, social, educațional, pe orice parte. Grijă pentru ce? Familia făcută din grijă pentru ce? Grijă pentru copii, grijă unul față de celălalt. Mă, decât atât, centrele de plasament verifică înainte să își placeze copiii. Tocmai de asta. Că sunt familii de hetero sau homo, le verifică din punctele astea de vedere. Păi tocmai din cauza asta nu le acordă dreptul de adopție, pentru că verifică înainte, știi? Tocmai, și ce-ar fi greșit dacă o familie vrea să adopte un copil, să spune că din iubire și pentru că au posibilitatea de a-l crește. Imaginează-ți că există oameni care au copii și din imposibilitate financiară nu îl pot susține și nu îl pot crește în familia lor. Acei oameni recurg la plasarea copilului în grija statului. În momentul în care apare un cuplu de homosexual și vrea să adopte copilul respectiv, familia care l-a dat în grija statului din cauza de imposibilitate financiară, nu știu dacă are posibilitatea să dacă refuze sau să... un copil, dar nu l-abandonezi. Dar gândește-te că ei chiar nu au posibilitate. Și gândește-te că acea familie... Păi nu, dacă s-a întâmplat, acum nu poți, oricâtă protecție folosești, în unele cazuri nu funcționează, pentru că e doar omenesc. Și acele cupluri, nu crezi că s-ar simți foarte aiurea să-și vadă copilul într-o familie de homosexuali? Și totodată, adică, suntem foarte multe cupluri normale în această țară, suntem majoritatea. De ce să lași un cuplu care aparține minorității homosexuale să lași să adopte când sunt atâtea care își doresc să adopte un copil? De simplu fapt că nu mai suntem, adică nu mai suntem pe vremuri când era totul efectiv o dictatură uriașă. Suntem totuși sau încercăm să devenim o țară normală și civilizată și tocmai de-aia mi se pare că ar trebui să avem aceeași drepturi ca și oameni. Adică vorbiți despre majoritate și minoritate și atunci, clar, majoritatea nu e aia care dictează. Spui despre faptul că nu vrei ca homosexualii să ajungă să-ți dicteze ție viața, dar nu le-o dictezi tu lor făcând parte din majoritate. Nu. Oricum cineva dictează, pentru că e o majoritate. Eu nu le dictez lor să nu aibă relații, pentru că la ei acasă oricum o să facă, pentru că asta există de multă vreme. Exact. Nu accept să se afișeze în public și să-mi dicteze mie să le prestez servicii, pentru că dacă ar exista o lege, asta ar însemna și asta nu accept. Ori, ai spune de țară civilizată. O țară civilizată, într-o țară civilizată consider că nu e foarte normal să ieși să-ți afișezi relațiile intime public și să-ți ceri drepturi pentru a te ține niște relații intime dacă țara respectivă nu consideră că tu trebuie să le ai. Da, Lidia, tu dacă ai fi un vânzător de mașini, Lidia, să spun așa. Lidia, da, îmi cer scuze. Și ar veni la tine la ghișeu să-ți cumpere cu 50.000 de euro doi bărbați, ținându-se de mână. Refuz să le vinzi mașina pentru că sunt homosexuali? Dacă am posibilitatea să refuz, da. Pentru că pentru mine principiul este mai important decât niște bani sau situația financiară. Eu vreau să zic o chestie. Acum ceva vreme, tot în emisiunea de astăzi, ai spus că e o modă și fix acum un minut, ai spus că e o chestie care există de multă vreme. Până la urmă, la ce concluzie ai ajuns? Mi se pare păi, că există o modă, am zis că e o modă a tinereții, care o să treacă la un moment dat. Adică fiind tânăr, îți dorești să fii băgat în seamă, să apari, să fii mediatizat. La un moment dat o să-ți treacă și o să-ți dai seama, măi, mie chiar nu-mi plac bărbații, mie îmi plac femeile și o să-ți
Sau o să continui pe aceeași linie și o să fii foarte fericit toată viața ta. Da, la studii care le-am, pe care le-am... Poftim? Poți să continui. Alături de persoane de același sex. Continuă. Păi, studii, spuneam că am căutat niște studii care spuneau că sunt persoane care în tinerețe se declară homosexuali, pe când după vârsta de 40-45 de ani, de fapt, nu se mai declară la fel. Foarte posibil, așa cum este foarte posibil să fii toată viața homosexual și să fii bine mersi cu chestia asta. N-ai cum fi bine mersi, mă rog. Ok, acum ați revenit la argumente subiective. Eu vreau din nou să vă întreb cazul concret și real în care un copilaș abandonat de la câteva luni într-un centru de plasament are o șansă mai bună la viață dacă crește și e crescut de o familie homosexuală sau rămâne într-un centru de plasament până 18 ani și când iese de acolo ia nimănui și nu a beneficiat nici de afecțiune, nici de șansa unei educații și unei siguranțe materiale, până la urmă, pe care o oferă o familie, oricum ar fi ea. Înțeleg argumentul că s-ar putea ca homosexualitatea manifestată vădit într-o familie să-l influențeze și să devină homosexual. Întrebarea mea, bun, probabil că nu se va întâmpla cu mulți, se va întâmpla cu câțiva, există riscul ăsta statistic. Întrebarea mea este, mai bine fiul ploi, să zic așa, și animă noi o viață întreagă sau să ai riscul să devii homosexual, dar să poți să duci o viață normală ca orice alt copil care are doi părinți în casă, care să-l sprijine, să-l ajute în tot ceea ce are el de făcut. Mai atunci să dăm dreptul tuturor să înfieze câte un copil, ca să fie copilul adoptat. Eu zic că statul verifică. Care are stabilitate. Păi, nu știu dacă există dreptul persoanelor din străinătate să adopte copii de la noi din țară. Există, bineînțeles. Ok. Da, atunci există persoane în străinătate unde rata natalității e foarte scăzută, s-ar putea mediatiza situația orfelinatelor din România în presa din străinătate și este posibil ca să existe acolo cupluri care să își dorească să adopte. Nu e neapărat să supui copilul la o normalitate pe viață și, practic, în primii ani de viață copilul își alege orientarea sexuală și învață anumite deprinderi și e posibil să le învețe greșit de la niște oameni atipici. Bun, dar dacă, de exemplu, să zic că tu ai avea un copil și să zicem că s-ar întâmpla că el să fie homosexual, tu ce ai face cu el? La modul cel mai sincer. Mai eu, dacă o să am vreodată vreun copil, mă rog domnului să nu fie homosexual și nu are cum să fie dacă eu îi explic de mic copil că lui o să trebuiască să-i placă fetele pentru că el e băiat. Și dacă o să-i... Păi nu o să-l obligă, o să-i explic că el nu are voie să lovească o fată, că el trebuie să o protejeze pentru că e mai sensibilă și trebuie să o iubească și să aibă grijă de ea și el o să crească cu ideea asta și o să-și dea seama că de fapt este comportamentul pe care Dumnezeul vrea de la noi și societatea în care trăim îl cere și asta e comportamentul normal. Și nu crezi că din constrângeri o să-l duci pe o cale în care o să vrea să încerce chestia asta? Dar nu-l constrâng. Pe mine părinții mei niciodată nu m-au constrâns. Tot timpul mi-au dat libertatea să fac ce am vrut, doar că am ales să cred că ceea ce îmi spun ei că nu-i bine, nu-i bine. Deci nu... Asta se aplică în cazul tău, dar eu cred că dacă o să induci mereu și continuu ideea asta... O să fie posibilitatea, este posibilitatea să încerce și o relație. Dar nu o să-l oblig și nu o să-l forțez și o să explic frumos, cu dragoste și chiar o să înțeleagă, nu o să-l constrâng, sub nicio formă. Observ că insistați pe ideea că familia formează orientarea sexuală a copilului lor. Să înțeleg că actualii homosexuali sunt... marea lor majoritate doar niște oameni care n-au fost educați de mici copil să iubească o persoană de sex opus? A fost din scăparea familiilor lor? Probabil n-au avut o familie, probabil au avut șocuri, au trecut prin șocuri în copilărie. Da, studiile statistice spun că copiii instituționalizați, copiii din orfelinate, nu sunt în procent mai mare homosexual decât cei care au crescut în familii normale. Deci nu, se pare că nu are legătură neapărată cu familia din care provin ei sau cu părinții lor.
familia împreună cu mediul în care tu îți petreci activitățile, împreună cu societatea, media și toate împreună formează orientare sexuală. Dar familia, în familie, de ce se spune că cei 7 ani de acasă? De ce? Păi, de ce se spune că în cei 7 ani se formează educația? Psihologic susțin că familia educă copilul și îl formează pe viitorul adult. Eu pot să-ți formezi educația, dar nu pot să-ți formezi și impui instinctele animalelor. Dar poți să le controlezi. Instinct, plăcerile. Păi plăcerile familia... și atracția. Cum am mai spus, dacă tot ai spus din punct de vedere psihologic, practic asta e pur și simplu orientarea sexuală. O chestie determinată de atracția sexuală, care e o chestie dată. Uite, de ce organelor intime le spune organe de reproducere? Nu le spune organele plăcerii sau nu le spune altfel, le spune organe de reproducere. Pentru că vorbești din punct de vedere științific. Păi da, și tocmai așa au fost create să fie pentru, au fost create pentru reproducere, nu pentru plăcere, doar pentru plăcere. Acum intrăm într-un alt domeniu pe care probabil o să-l dezbatem într-o ediție următoare. Eu vreau să vă mulțumesc pentru argumentele aduse în această ediție. Bineînțeles că concluzia rămâne deschisă și noi, cei de la Point of View 21, vă mulțumim pentru atenție. Vă urăm o seară plăcută și ne vedem, ca de obicei, săptămâna viitoare. Alo? Da, ne vedem acolo. Alo? Da? Ok, ne vedem acolo. Alo, da. Da, sigur, ne vedem acolo. Excelentă idee de emisiune, o facem marța asta de la ora 7. Noi suntem echipa POV 21 și în fiecare marți, seara de la ora 7, ne vedem pe ASTV, de unde vă vom transmite punctele de vedere ale tinerilor pistrițeni. De peste 7000 de ani înainte de Hristos, la daci, strămoșii noștri, vinul a fost din timpuri străvechi licoarea zeilor. Un vin de calitate superioară, fetească albă regală, Sauvignon Blanc, Traminer, Muscatotonel, Pinot Gris, Neuburger, Merlot, fetească neagră sau Pinot Noir, găsiți la Crama Harșiano, la intrarea în Dumitra, partea stângă, în livadă. Telefoane 0744598689 și 0768531737. Vin de Harșiano, în Dumitra, calitate superioară, la aruncătură de băți de Bistrița. Venim în sprijinul familiei tale cu produse multifuncționale, fiabile muncii agricole. La îndemâna oricui, original și puternic, motocultorul Rotact este alegerea ideală pentru recolte bogate. Cultivăm încrederea fiecărui client, oferind spre desfacere utilaje montate și gata de lucru. Performanță și siguranță asigurată de servici gratuit în orașul tău. Simprocom. Cultivăm încrederea. Când îți trebuie putere, când îți trebuie precizie, când chiar și cel mai mic detaliu contează, Motoferă Straele Stihl, nu doar pentru profesioniști. Acum la distribuitorii autorizați Stihl ai Motoferă Straele MS-170 și MS-180, începând cu 850 RON. Detalii pe www.stihl.ro. Hotel Ozana, relaxare și confort de 4 stele, 2 săli de conferințe cu 100 respectiv 300 de locuri. Restaurantele Rose Garden din Bistrița și Ozana Beclean, cele mai sofisticate meniuri din bucătăria românească și cea internațională. Servire și ambianță de înaltă clasă. 550 de locuri în restaurantul Rose Garden Bistrița și 800 de locuri în restaurantul Ozana Beclean. Originalitate! Invitații din toată sala pot vedea acum live pe plasme ringul de dans în ambele restaurante. Rose Garden Bistrița, Calea Moldovei 17 și Ozana, la intrarea în Beclean dinspre Bistrița. Rose Garden și Ozana, alegerea perfectă la cazare și mâncare.
Laboratorul de analize medicale Dorna Medical din Bistrița, cu puncte de recoltare în Năsăud, Beclean și Bistrița, vă oferă analize medicale complexe. Hematologie, biochimie, imunologie, marcări virali și tumorale, parazitologie, microbiologie și citologie. Aturile noastre sunt rapiditatea, siguranța, acuratețea, prețurile accesibile și ofertele promoționale la multe dintre analizele solicitate. Detalii și contact la 0263210647, 0726370338 sau pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical face totul pentru sănătatea ta. E primăvară afară, dar în case, după o iarnă friguroasă, încă nu se simte aerul de primăvară. Noi aducem primăvara în casă. Curățăm profesionist din material textil sau piele, tapiserii, fotolii, canapele, colțare, scaune, tabureți, saltele, mochete, covoare și chiar scaunele mașinii tale. Totul la domiciliul dumneavoastră. Scoate praful din tapiserii. Adu primăvara și în casă. Comenzi la 0740628342 și pe pagina de Facebook Curățare Tapiserii și Covoare. Locuri de muncă sigure, o companie cu viitor. Leoni Bistrița, cel mai mare angajator din județ, de acum și mai aproape de tine. Alătură-te echipei noastre, fii unul dintre oamenii pe care dorim să îi angajăm. Cei interesați ne pot contacta la numerele afișate pe ecran. Casa Bistrițeană de 10 ani v-am obișnuit cu prospețimea, gustul savuros și prețurile rezonabile. Acum vă primim și într-un ambiental redecorat, mai luminos, mai ospitalier. Pe lângă rețetele consacrate, am diversificat meniul cu preparate noi, atât în restaurant cât și în sistem catering, pentru că bunul gust contează. Asigurăm servicii complete de masă și organizare pentru orice tip de eveniment, restrâns, complex sau chiar pretențios. De asemenea, venim în tot județul la dumneavoastră pentru botezuri, nunți, pomene și înmormântări. Suntem în Bistrița, zona sensului giratoriu, Poșta Veche. Și da, mulți ne-au copiat, dar nu ne-au egalat. Casa Bistrițeană. Regal House. Noi îți construim visul de peste 8 ani. Cei 20 de profesioniști te consiliază, îți aleg cea mai potrivită soluție și la final îți construiesc propriul vis. Regal House partener Roofster, producător de țiglă metalică. Contactează-ne la 0745661244 sau pe regalhouse9@gmail.com. Răsunetul, prima publicație din viața bistrițenilor de peste 25 de ani în casa mii de cititori. Împreună am crescut odată cu democrația. Cititorii noștri au respect pentru presa de calitate, motiv pentru care numărul abonamentelor a crescut în ultimii ani, fiind liderul presei tipărite din județ. Cel mai știut ziar din Bistrița Năsăud, zilnic la chioșcurile de ziare, dar și online la adresa www.răsunetul.ro și pe Facebook la pagina Ziarul Răsunetul. Hotelurile Mia, 2 hoteluri, 3 restaurante pentru fiecare buzunar. Mia 2 pe groapa Sărății pentru șoferii obosiți și flămânzi, dar nu numai. Mia 1 pentru clienți pretențioși, dar ideal și pentru grupuri mari, unde tariful se negociază. Restaurantul Mia 3 aduce luxul în prim plan. Mese comune, nunți, botezuri, pomene, întâlniri de afaceri, prezentări de modă sau de produse. Capacitate până la 800 de locuri. Hotelurile Mia, respectul clientului în prim plan, începând din buzunar. Rezervări la 0263234086. Ital Calzature vi presenta le nuove offerte 2016 di Nike Air Max, Puma BMW, Adidas, Vans, Converse, Carrera, Fila, Flyflot, De Fonseca, Reebok, Grisport e tanto altro ancora. Per ulteriori informazioni visitate www.italincalzamente.ro a Bistrița. Consult Imobil vinde case duplex ultrafinisate, Arinilor zona Politup, suprafață construită 170 de metri pătrați, living, bucătărie, 3 dormitoare, 3 băi, hol, terase, curte 350 de metri pătrați amenajată cu gazon și pavaj. Contact 0749 10 11 12 sau consultimobilarond@gmail.com. Suntem 70% apă, dar constituie apa 70% din ceea ce consumăm zilnic? Izvorul Vameșul, cu un pH de 7,7, este apropiat de cel al sângelui uman de 7,4. Izvorul Vameșul,
izvorăște din munții care străjuiesc orașul stațiune, St. George's Bay. Izvorul Vameșul, apă minerală plată, plină de sănătate. Radio Transilvania 94.1 FM. Emisiuni, concursuri cu premii, publicitate locală, anunțuri, dedicații, știri și informații, muzică. Radio Transilvania, primul post de radio din județul tău. Bistrița, Strada Ursului, clădirea Stil Proiect, etaj 3. Live pe www.radiotransilvania.ro. Radio Transilvania, un radio cât toată Transilvania. Unitaxi, cu aceleași numere consacrate, 949 și 955. Aceasta este școala mea, Unitaxi e taxiul meu preferat. Unitaxi este preferatul meu și al prietenilor mei, indiferent de oră. Aici este biroul meu, cu Unitaxi nu am întârziat niciodată. Circul cu Unitaxi sunt respectată și sunteți cei mai ieftini. Unitaxi, numărul 1 în preferințele bistrițenilor. Restaurant Ardeal, acum cu capacitate mărită de până la 250 de persoane. Restaurant Ardeal, catering profesionist la tine acasă, la serviciu, la școală sau la aniversare. Telefon 0744717496. Pentru nunți, botezuri, pomene sau alte evenimente, îți asigurăm mâncarea la tine acasă cu echipă completă din bucătari și ospătari, în orice localitate din județ. Restaurant Ardeal, acum cu capacitate mărită de până la 250 de persoane.